Dragi colegi, dragi studenți, vă spun bună ziua și bine ați venit la festivitatea de deschidere a anului universitar 2017-2018, organizat de filiala Slatina a Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală. Studenții care au ales să frecventeze cursurile filialei slătinene a Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală au intrat astăzi oficial în noul an universitar, plin de speranță și cu încredere că astfel își vor asigura un viitor mai bun. De ce ai ales facultatea asta? Am ales deoarece îmi place domeniul agricol. Pe viitor m-am gândit să-mi deschid o afacere în domeniul agricol, m-am gândit că e o afacere profitabilă. Totul depinde de domeniul agricol în ziua de azi. Și am deschis aproape până la Slatina, decât să optez în alt oraș. Eu zic că da, de asta am și optat pentru facultatea asta și cred că o să mă descurc foarte bine. De ce ai ales facultatea aceasta? Pentru că îmi place și vreau să profesez în această meserie pe mai departe. Am ales ingineria agronomă. Filiala Olta, Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, beneficiază de o atenție și un sprijin deosebit din partea conducerii centrale. Acestea se văd prin creșterea numărului de locuri fără taxă și al burselor acordate studenților cu rezultate deosebite la învățătură. Ne străduim să facem mai bine. Chiar anul s-au alocat încă 7-8 locuri la buget față de cele 28 care erau deja. Suntem 35 de locuri astăzi la buget la Slatina. Acordăm burse din fondul de burse, acordăm burse din fondul proprii și ținem aproape de colegii de la OLT și încercăm să ne permanentizăm aici. În plus, filiala beneficiază și de sprijinul autorităților locale și județene. Așa că pentru a reuși în viață, cei care urmează această facultate nu au decât să învețe. Mesajul meu pentru boboci este să fie serioși, să fie responsabili și depinde foarte mult și de ei parcursul către succes. Și filiala Olteana a Universității din Pitești a deschis astăzi porțile. Conducerea instituției de învățământ îi asigură pe studenți și nu numai că au făcut o alegere bună, lucru de care își vor da seama după absolvire. Ca fiecare an, la începutul anului universitar, are loc o deschidere oficială pentru noul an, 2017-2018. Cu bucurie reprimim studenții și masteranzii care am avut și anul trecut și cu mai mare bucurie vom primi pe toți cei care acum pășesc pentru prima dată în sălile facultății noastre. Aș vrea să vă asigur asupra de faptul că optând pentru această facultate ați făcut o alegere foarte bună. Și pe parcursul următorilor 3 ani o să adunăm destul de multe argumente, astfel încât când ne vom revedea în timp foarte scurt, peste vreo 3 ani când veți fi la festivitatea de absolvire, o să-mi dați dreptate. La deschiderea anului universitar, la cele două filiale slătinene, au luat parte și reprezentanții administrației locale și județene. Aceștia au punctat importanța existenței învățământului universitar în reședința județului. Este important pentru că nu toți tinerii din județul Olteș permit să meargă la facultăți în alte județe, în centrele mari universitare. La filialele slătinene ale celor două prestigioase instituții de învățământ universitar învață peste 200 de tineri din județ.